Vă mulțumim că ați dat curs invitații pentru prezența de astăzi. Noi am venit astăzi cu prezentarea proiectului de buget pentru noul an 2024 și care o să aveți întrebări, că noi o să prezentăm așa succint, dar dacă o să aveți careva întrebări, o să ne le adresați. Un mesaj vreau să spun că în ultimul rând vreau să vă mulțumesc pentru susținere și încredere acordată nouă. Marța aceasta care vine viitoare, o să venim în teritoriu aici, eu în persoană și cu asistent social și cu doamna Natalia de la Inginer Cadastral. Pentru de ce ne-am gândit să venim noi câteva persoane în teritoriu, să nu vii 100 de persoane la primărie, dar nu excludem că vă primim și acolo, dar am pus anume să venim în teritoriu pentru a scuti persoane, dacă este cineva care se poate deplasa, are un transport, dar sunt multe persoane care nu au mașină personală și e foarte greu ca să se deplaseze în teritoriu. Și atunci o să veniți, care o să fie și întrebări, probleme, o să veniți să le adresați nouă și anume și fiecare problemă pentru a o rezolva anume aici, în sat. Dacă o să aveți întrebări la final, o să le adresați. Vrem să suntem în discuții pentru transport anume de la Florin spre Sculemne și nu numai, dar este în discuție ca să fie transport, să veniți și vă deplasa cel puțin o dată, de două ori pe săptămână, nu numai la Sculemne, dar chiar și până la Unghii. Încă nu este hotărât, dar noi ducem discuții pentru a rezolva problema asta. O să dau voi, doamne Corina, dacă să vorbească succint despre... Analizând față de anii trecuți, 2022 a fost 14.956.200, 2023 15.986.600. Structura veniturilor primăriei este de transfer de la bugetul de stat 10.142.300, venituri proprii 2.904.100 și impozitul pe venit 6.118.400. Structura veniturilor proprii este formată din prestarea serviciilor 12%, impozit funciar și bunurile imobiliare 16%, arenda și locațiunea 6% și taxele locale 66%. Încasările planificate din taxele locale este de 1.903.000. Taxa pentru amenajarea teritoriului 45.600, taxa pentru unitățile comerciale 1.799.800, taxa pentru dispozitivele publicitare 33.600, taxa pentru apă 22.000 și taxa pentru patenta de întreprinzător 2.000. Veniturile din gestionarea patrimoniului public avem de 175.300, de la renta terenului și locațiunea spațiilor 12.000. Cum cheltuim bani? Grădinița 8.720.800, primăria și consiliul local 3.111.100, din dezvoltarea comunală, amenajarea și iluminat 1.530.300, reparația drumurilor 1.439.900, instituțiile de cultură, bibliotecă, sport și tineret 2.651.100, fondul de rezervă 360.000, iluminarea stradală 385.000, protecția civilă 966.600. Primărie și Consiliul Local din 3.110.000 se împarte în cheltuieli de personal 2.273.500, servicii comunale 120.000, procurare și reparația mijloacelor fixe 0, procurarea
de bunuri și materiale 215.000 și alte cheltuieli 50.260. Grădinițele din 8.720.000, avem pentru salarizare 5.126.600, alimentația 1.059.400, proprietate și reparația mijloacelor fixe 908.300, servicii comunale 452.200 și alte cheltuieli 1.154.800. Dacă aici sunt, o să mergem și mai departe, bibliotecă și cămini culturale. Aici, dacă vă uitați, grădinița este și aparte la toate, dar dacă vă uitați, suma este foarte mare. Pentru, aici este pentru toate grădinițele din aceste patru sate. 8.720.000 de lei și cheltuielile de personal aici, ca să înțelegeți, este salariu pentru toți angajații, începând de la director de grădiniță, educatoare, bucătari, paznici și așa mai departe, toți lucrători. Dacă vă uitați, e un 70-75% din tot bugetul grădinițelor. La alimentație, iarăși, se duce 1.059.000 de lei. Pentru, dacă vă uitați, pentru procurarea și reparația mijloacelor, aici sunt diferite. Același televizor, dulapuri și multe alte procurări, sunt 908.000 lei. Dar este și separat pentru grădinița German, Blândești, Sculeni și Floreni. Servicii comunale, dacă vă uitați la servicii comunale, avem 452.200 de lei pentru toate lumină, apă și toate cheltuielile. Rămâne, dacă vedeți, 1.154.000 lei. Aici, dacă se împarte la grădinița Sculeni mai mult, la iarăși German și Blândești. Corina, la da, și Florin, dar aparte nu le ai, da? Ce? Pentru, de exemplu, grădinița parcă filială. Nu, am zis că nu este milionul ăsta 154 rămas, anume numai pentru grădiniță, sunt pentru toate patru. Pentru toate grădinițele. Casele de cultură, biblioteca, tineretul și sportul, 2.651.600, dintre care bibliotecile 669.300.000, casele de cultură 1.715.000 și tineretul și sportul 167.000. Pentru bibliotecă, din 669.600, cheltuieli pentru personal 339.200, servicii comunale 52.500 și alte cheltuieli 277.400. Casele de cultură din 1.715.000, pentru cheltuieli de personal 564.600, servicii comunale 182.400 și alte cheltuieli 968. Dezvoltarea comunală, amenajare și iluminat stradal 3.355.200. Sunt dezvoltarea comunală și amenajarea 1.530.300, reparații de drum 1.439.900 și iluminare stradală 385.000. Postul de pompier și salvator 966.600, dintre care cheltuieli personal 448.800, servicii comunale 56.000 și alte cheltuieli 461.800. Fondul de rezervă constituie 2% din totalul de bugetului, 360.000. Știți de acolo? Aici să cotele taxei pentru unitățile comerciale, arenda spațiilor pentru acestor toate magazine, stații PECO din comun, aceleași frizerii, farmacii, toți agenții, dacă vă uitați, gheretele, tonetele, taberele, pavilioane, este 150 de lei metru pătrat. De exemplu, o gheretă, nu vorbim de gheretă, un magazin, chiar și acesta, din
câți metri pătrați se mulțește cu 150 de lei și plătesc arenda pentru un an. Avem, dacă chiar și cineva vrea să deschidă o cafenea, un bar, o pizzerie, iarăși, ca să cunoașteți, e 150 de lei de metru pătrat pentru un an întreg. Barul și alte activități de servicii, de servire a băutuților, iarăși e aceeași 150 de lei, mai departe, rog. Avem aceleași magazine mixte, magazine industriale, avem magazinele de construcție, este un preț mai mare de 400 de lei, metru pătrat, iarăși pentru un an calendaristic. Terasă de vară este 60 de lei metru pătrat, arenda. Farmaciile, noi farmacii avem două în Sculeni, câte 20.000 de lei anual achită. Farmacie veterinară este 1.500 de lei anual. De exemplu, dacă să nu vă speriați, dacă vreți să deschideți un antreprenor, un mic business, nu este așa de mare sumă pentru a deschide o afacere. Magazin, aici merge stațiile Petro, 300.000 de lei anual, pieților autorizate, 100 de lei pentru fiecare activitate. Aceste, doamna Natalia, dacă sunt care circulă cu mașinile astea, cum mai circulă cu cartoafii, cu gheretul mobil specializat, 60.000 de lei, asta dacă să înțelegeți, pentru toate satele, cum vine mașina asta cu șor, da? Și și iarăși, dacă vedeți, 150 de lei pentru este aparat automat pentru vânzări, 2000 de lei anual, mai departe. Restaurant, sală de festivități, 50 de lei pentru metru pătrat. Dacă e să înțelegeți, este sala de ceremonii de la Sculeni, unii arenda pentru sală, 50 de lei metru pătrat. Serviciile de vulcanizare, de exemplu, iarăși, dacă vă uitați, vrea cineva să deschidă aici pe teritoriu o vulcanizare sau chiar și în alt sat, nu este așa de mult, 500 de lei anual. Aici este 100 de lei metru pătrat, service auto, da, este 100 de lei metru pătrat. Iarăși o frizerie, dacă cineva vrea să deschidă, să aibă dreptul spre steză servicii de frizer, 500 de lei anual. Asta e pe scurt, este proiectul bugetului pentru anul 2024. Dacă, de exemplu, cum am vorbit, cineva are careva întrebări, propuneri, noi le luăm la... ne facem însemnări și le discutăm în comisiile specializate înainte de a aproba bugetul. Aceste taxe sunt din anul 2022 aprobate pentru anul 2023. Și, iarăși, ele nu sunt bătute în cui, se pot discuta, ele se pot și majora și micșora. Dacă aveți întrebări la buget, vă ascultăm. Dacă nu... Alexandru Smuț, căsele care dați în arendă, sunt majoritatea, sunt 80% de ele, n-au documente pe casă. Cum a să plătească lumea? Nu. Care nu sunt privatizați. Casele? Sunt case care nu sunt privatizați. Și majoritatea dintre sunt documente. Nu au documente. Da. Că sunt făcute, ești în primul rând, ești. Plătesc în primărie, pe an anual. Da, chiar trebuie de făcut documentul când ai nevoie ceva, chiar ori o să o vinzi, ori nu poți fără document. Dar este, poți singur ca persoană să
te duci să pregătești toate actele, dar este și firmă specială care se ocupă cu contrapost. Nu, că, deși am zis, oamenii care, care nu știu, de exemplu, casa lor, trebuie să dai la primărie oricare bani de rentă, de pe rentă. Nu e, nu e proprietatea lor, nu? Da. Dar și dacă e proprietatea, noi tot plătim. Da. Nu ți-l nu plătim. Proprietatea plătește... Asta trebuie informat. Nu, trebuie luat la evidență că sunt case care au decedat și de privatizat, nu s-au privatizat, că și șef se răschează, nici nimeni nu vă străia. Ești locul, nu dau la nimeni. Bine, nu locuiești nimeni. Da, nu locuiești la nimeni străia. M-am gândit că aveți... Nu, așa, așa, așa. Dar este tineret care... Dar este realitatea lor străiască și să... Dar este, doamna Natalia, este locuri de casă? Da, noi, domn primar, eu trăiesc aici în casa asta, nici un document. Nu avem nici de câți ani, de 30 de ani trăiesc, primarul tot m-a dus de cap, vină mâine, vină mâine, nici un document. El a zis că eu n-am nici, mai e râs, mă cinci, m-a luat râs. Nici reparații, am făcut casei ca podurile. Nu dă voi nici. Bine, dar i-am de plătit ceva. În primul an am plătit urm, gata, ne-am scos, nu mai plătim nimic. O zis că e caz social, dar caz social, eu știu că se dă un material, ceva, să face reparații la caz social. Uitați, dumneavoastră, noi marți venim aici și vine și doamna Natalia Iermanovici și toate întrebările astea le discutăm. Poate nu o să aibă toți probleme să vie, dar noi așteptăm că o să venim de la orele 8, o stăm până la masă. Dacă, de exemplu, nu o să mai fie nimeni la orele 11, da, putem, dar venim marți aici în teritoriu. Marța următoare, dar o să fie și doamna Natalia și anume să venim să rezolvăm problema dumneavoastră. Următoarea marță noi o să fim la Blândești, iarăși următoarea marță o să fim la Germă. Noi în acest timp puteți veni și la Scolin, că acolo rămână persoane. Dar noi îți punem graficul zilelor. Marța. Și o să vedeți și o să vă plănuiți, programați timpul și o să veniți. Dar marța asta venim aici în teritoriu. Și doamna Natalia și eu și o să vedem cine o să merg. Eu m-am spus la lui, i-am spus, dați-mi, scrieți-mă și eu un loc de casă scriu, dar să fac o casă. Mi-a spus, cum îți dau loc de casă, ieși afară din cantori, mi-a zis. Ia că și mi-a zis. Dar și să aud de locurile de casă. Încă o dată, doamna Natalia, da, întrebați de locul de casă, dumneavoastră, întrebați. Da, și s-au putut că noi tot așteptăm de 7 ani în Scriscea, așa că și așteptăm. Și eu aș trebui să plin, sunt multe de casă care sunt. Primul buletinul dumneavoastră se expirate, care la noi zic pusă. Păi noi când am fost în primărie și ne s-a spus că se expirat, noi am spus că să facem altele, apoi nu treaba mai era. Sunt înregistrat abia anul ăsta terenurile pentru construcții la casă individuale. Abia anul ăsta. Documentele dumneavoastră le-ați spus vreo 3 ani în urmă. 7, 2006. Se expirate buletinile, se expirate și canile cele care sunt expirate de la cadastru. Trebuie să aducem asta. Înseamnă că aducem și primim urmă pe casă, da? Marți, dumneavoastră. Marți, dumneavoastră. Altcineva să înseamnă că să veniți la primărie. Dar pe fost s-au împărțit locurile aici, adică și de-a nu sunt. Da, pe fost s-au împărțit și așa, și-au rămas să împărțit și lumea, și-au bătut jocul să spală și-au locul de casă, pentru că da, gata, s-au făcut la primărie, nu văd șoptelor, știți, da, locul de casă. Și dacă așa de unde nu are, locul de casă. Dumneavoastră să înțelegi mesajul. Vă luați toate documentele și veniți la primărie. Dacă nu, marți, noi vă așteptăm aici. Dacă o să vezi prezentați, nu să putem abătuți în urmă. Spate o întrebare. Din partea la apă. La noi tare mare prețul la apă. Și amul lunina, dar s-o ieftinit. Și așa nu dați scare. Nu scheltuie așa mult până la lumea. Dacă se va, poate fi în primul rând, la noi e cel mai mare. Nu e nicăieri ca care cu șine burghez, la noi e cel mai mare preț. La unghenii și așa, ca o canalizare, iau... Uitați, noi, dacă să... APA este asociația aparte, dar ca să vă spun cum să înțelegeți, aveți 2-3 copii și de acum iau 18 ani, s-o căsătoriți și mi-ai spuneți, mai băiete, să ascult, fă așa, fă așa, dar de acum el e matur și poate să decidă și singur. Dacă mă înțelegeți cum vreau să spun, APA este la asociația
este domnul Tofan, dar noi o să discutăm cu dumnealui, să vedem ce cheltuieli are și noi suntem pentru că a fost anume prețurile astea și lumina și chiar și motorina și aceleași au fost mărite, acum au scăzut și suntem pentru a aduce o discuție cu dumnealui ca să micșorăm. Dar la moment nu vă pot da un răspuns, dacă era dumnealui aici prezent, adică putea să vă spui. Dar cum, noi cum discutăm cu dumnealui? Da, noi ne notăm toate problemele astea și venim următoarea dată cu răspuns. Măcar și fost șins, pentru că deodată s-a ridicat la 20. De la 10 s-a ridicat la 20. Nu fost greșeală primarului, fost greșeală primarului, te uite... Da, noi înțelegem, puteți cum merge la noi apă la Florie, puteți și bășa altfel, că la noi apă la Florie altfel vine, nu ca la Florie. Tot așa vine, ca așa cum. Tot e samatiocam, eu nu înțeleg la voi. Nu, la noi, dar izvoarele, pe lipomul este... Eu o ridic din izvoarele. Acolo sonde. O trage apa, sunt mai multe, 4 sau 5 pompe. Aici la noi e o pompă. Oricum să-ți duce apa, mă zic și eu apa o ridic în deal. Tot așa ești. Nu-i nici o samatiocam. Și fost samatiocam, nu-i plătit o apă. Tot e mult. E tot așa ești. Numai că noi avem o pompă, dar iau 5. Și iau un sat mai mare cu 2000 de oameni. Și noi care am 100 de oameni. Dar nu are importanță cât sunt oameni. Nu vă sfădiți. Noi venim la următoarea... Nu, eu zic că la următoarea întâlnire venim cu răspuns. Vă spunem, uitați-vă, asta e cheltuiala. De exemplu, noi... Eu sunt pentru sfibuș 5 lei. Dar dacă să înțelegeți, este... Trebuie persoana să vie să iei datele, să cheltui, cum a spus dumnealui, pompele. De ce vrem să vedem toate cheltuielile? Și dacă rămâne, de exemplu, a fost lumina mai scumpă, acum s-a ieftinit. Atunci era o cheltuială, acum sunt mai mică. De aceea și la următoarea întâlnire vă dăm răspuns. Dar poate și mai repede.